În primul rând, bună ziua și mulțumim că ați dat curs invitației noastre la briefingul de presă de astăzi, din 11.05.2020. Alături de mine este șeful SDN Neamț, domnul Remus Luca. Briefingul nostru de presă de astăzi are ca și componentă principală discuții cu privire la ultimele afirmații apărute în spațiu public în legătură cu evoluția lucrărilor pe de o parte pe DN15D Poiana Largului Bicaz și DN15 Girov Piatra Neamț. Sigur, dacă vor mai fi întrebări din partea dumneavoastră după ce facem declarațiile împreună cu domnul Luca, vă stau la dispoziție cu răspunsuri, inclusiv sigur și despre situația centrelor din Neamț, COVID-9, care sunt infectate COVID-19 sau orice alte informații considerați dumneavoastră că sunt oportune și de interes. Luând într-o ordine, o să rog prima dată pe domnul Remus Luca să facă câteva precizări despre DN15 Girov Piatra Neamț, pentru că în spațiu public au apărut sau în social media au apărut informații lansate de un domn care aparține trecutului cu privire la faptul că guvernul României, că Ministerul Transporturilor, CNAIRU, DRDP Iași sau respectiv Secția Drumuri Naționale Neamț a folosit un termen extrem de grav, fură sau hoție pe DN15. Pentru o corectă informare a opiniei publice, o să rog pe domnul Remus Luca să facă precizări cu privire la lucrările care sunt în curs pe DN15 tronson Girov Piatra Neamț. Domnul director? Pe acest drum, pe DN15D, executăm lucrări de întreținere curentă între kilometru 2+041 și kilometru 11. Lucrări, contract care a fost semnat în august 2018, iar face parte acordul cadru, iar anul acesta a fost semnat un acord, un contract subsecvent cu valabilitate din până în octombrie 2020. Pe acest sector de drum, în urma recesământului de trafic, s-a constatat că circulă un număr mare de vehicule fizice, între 8.000 și 16.000 de autovehicule în 24 de ore. Datorită acestui fapt, s-au produs și aceste degradări pe care noi încercăm acum să remediem. Pe celălalt sector de drum, de la 11 până la 42, deci către Roman, traficul este mult mai redus, sub 1000 de vehicule pe oră. Deci din această cauză, pe ce sector de drum au apărut aceste degradări. Lucrarea este executată de către SC Gabab, Constru Gabab, și dacă nu mă înșel, chiar au terminat vineri aceste reparații. Am înțeles, cu precizarea că acest contract a fost semnat în 2000? Acordul cadru în 2018, iar anul acesta a fost semnat un contract subsecvent. Care era normal să se încheie. Da, iar anul trecut, chiar pe sectorul de pe DN15, a fost un alt contract subsecvent care s-a făcut exact aceleași tipuri de reparații. Urmând, fiind acoperite cu o lucrare de tratamente, așa numite slarisiri, în două straturi. Am înțeles. Mulțumesc pentru precizări. În continuare, pentru o corectă informare, așa cum spunea și domnul Remus Luca, în spațiul public au apărut informații, din punctul meu de vedere, din categoria fake news, care indică că pe acest sector de drum DN15 de Girov Piatra Neamț se fac lucrări care nu ar trebui să fie executate în această perioadă. Apar informații că această firmă, SC Construcții Gabab, SRL, nu știu despre cine este vorba, e o firmă din Neamț, din câte am înțeles de la domnul Luca, execută lucrări în baza unei înțelegeri, lasă să înțeleagă domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, cu guvernul domnului prim-ministru Ludovic Orban sau cu
Ministerul Transporturilor. Deci, această informație lansată în spațiu public de domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsen, este o informație din categoria fake news, este o informație care nu vine decât să aducă atingere reputației atât a celor de la DRDP, SDN, Neamț, a celor de la Ministerul Transporturilor și să arunce într-o lumină nefavorabilă specialiștii care lucrează în aceste instituții ale statului și implicit Guvernul României. Acest contract este încheiat în perioada guvernului Viorica Dăncilă, în 2018, când ministrul al transporturilor era prietenul domnului Arsene, mai exact domnul deputat Răzvan Cuc. Vorbim de un contract care s-a încheiat în 2018 și nici de cum de un contract care să-l fi făcut acum în 2020 Guvernul României condus de Ludovic Orban sau domnul ministru al transporturilor Lucian Bode. Sigur, contractul subsecvent, pentru că a fost un contract încheiat în 2018 multianual cu o valoare maximă de 16.249.867 lei fără TVA și are o durată, contractul încheiat în 30 august 2018, de 48 de luni, adică până în 2022, pe o perioadă de 4 ani. Vorbim de un contract încheiat de colegii domnului Arsene, de prietenii domnului Arsene, de guvernul domnului Arsene în 2018 și nici de cum de un contract încheiat în timpul guvernului condus de premierul Ludovic Orban. De asta am făcut această precizare, pentru a corecta informațiile de tip fake news aruncate în spațiu public, în social media, de un personaj irresponsabil. Dată și data exactă a contractului? Sigur că da, 30 august 2018, încheiat. În baza unui acord cadru semnat din 30 august 2018. Vi le punem la dispoziție, este și un comunicat făcut în acest sens de către DRDP Iași, dar vi le punem la dispoziție. S-a discutat și despre podul, care într-adevăr e un pod cu probleme la Girov, sunt probleme de tonaj pe acel pod, iar referitor la acest aspect, la podul din DPDN 15D din localitatea Girov, acesta a fost scos prima oară la licitație încă din anul 2018, nu s-au înscris la momentul respectiv niciun ofertant la acea licitație, s-a reevaluat proiectul pentru 2020, urmând ca în următoarele 3 săptămâni de zile lucrarea să fie scos din nou la licitație în vederea judecării de către un contractor și a refacerii podului de pe DN 15 de localitatea Girov. Deci, încă o dovadă că Guvernul României și Ministerul Transporturilor acordă o atenție deosebită județului Neamț și refacerii infrastructurii. În continuare, în legătură cu DN 15, lucrarea Bicaz Poiana Teiului, sigur, în mass media și în social media au apărut tot felul de informații lansate de același domn, președinte al Consiliului Județean Neamț, din categoria fake news le consider, care spune și informează în mod trunchiat, în mod inadecvat și în mod mincinos opinia publică, precum că Guvernul României, Ministerul Transporturilor, blochează continuarea lucrărilor pe DN15, pe acea arteră de aproximativ 40 de kilometri, extrem de importantă, un drum extrem de important care face legătura între aproximativ 6-7 comunități mari din zona Valea Muntelui cu municipiul reședință de județ Piatra Neamț. În acest sens, conform datelor oficiale pe care le avem la dispoziție în momentul de față, în data de 15, pentru corectă informare a opiniei publice, în data de 15.05.2019, deci în 15 mai 2019, s-a însemnat contractul și respectiv ordinul de începere a lucrărilor, care a avut o perioadă de execuție de 6 luni. De aici se deduce clar că acest drum trebuia terminat de către societățile care au, cărora li s-a dat lucrarea în termen de 6 luni, adică pe 15-16 noiembrie anul trecut 2019, lucrările trebuiau a fi terminate, finalizate. Lucru care nu s-a întâmplat și nu din vina Guvernului României, ci din aspecte care au ținut efectiv de partea contractantă. Respectiv, aici a fost un acord contractual cu antreprenor general de asociere Aquapark, SC Mavco Holding,
SRL și ca parte contractantă în continuare se cede Danlin XXL. Față de societățile care au executat lucrarea, există mai multe disfuncționalități relatate în timp atât de DRDP Iași cât și de Corpul de Control al Ministrului Transporturilor. În continuare, dacă la data de 15.05.2019 drumul trebuia finalizat, lucrările finalizate și drumul redat circulației, acest lucru nu s-a întâmplat din cauza celor care au executat proiectul și nu din cauza Guvernului României sau a CNAIR-ului. Ulterior, datorită condițiilor meteorologice, s-a ajuns în luna decembrie, lucrările au fost sistate. Este important de știut că până la acest moment, contractul inițial a fost în sumă de 302 milioane lei cu TVA. Mai departe, din această sumă s-au decontat până la acest moment suma de 170 de milioane de lei care au fost plătiți de beneficiar de DRDP Iași către constructor. Sunt în momentul de față în analiză și verificare lucrări care urmează a fi decontate în sumă de 73 de milioane de lei, rămânând rest de execuție valoric de 57 de milioane de lei, respectiv un termen de 14 zile de la data reluării lucrărilor ar trebui ca acest drum să fie finalizat și redat circulației. Este iarăși de subliniat faptul că la acest moment există penalități imputate acestei asocieri, respectiv lui Aquapark SRL, de aproximativ 700.000 de lei, pentru că, și un aspect important, într-un termen, proiectul tehnic pentru acest drum trebuia depus de către asocierea de firme în termen de 3 luni de la data semnării începerii lucrărilor. Vorbim de 15 mai 2019, deci în 3 luni din 15 mai 2019, respectiv în august, trebuia ca societățile care au lucrat pe acest sector de drum să depună proiectul tehnic la DRDP Iași pentru a fi analizat, verificat și respectiv făcute plățile în mod corect. Acest lucru nu s-a întâmplat și s-a depus proiectul tehnic de către asocierea de firme Aquapark Mavgo Holding Danlin XXL în aprilie 2020, deci la aproape un an. În aceste condiții, acest proiect tehnic depus în aprilie 2020 trebuie verificat pentru a ști ce sume de bani se decontează pe execuție lucrări. Dacă asocierea de firme ar fi depus în termenul legal prevăzut contractual de 3 luni, la ora asta lucrările ar fi fost și terminate, drumul ar fi fost redat circulației și sumele de bani către constructor ar fi fost achitate de mult. Dar să vii în spațiu public să spui că guvernul Ludovic Orban, că Ministerul Transporturilor blochează continuarea lucrărilor, iar în fond și în fapt, în realitate, pe date certe, publice, asocierea de firme nu a depus la timp actele și proiectul tehnic întârziind aproximativ un an, este inadmisibil să vii să minți opinia publică spunând că guvernul nu vrea să continue lucrările. Guvernul României are toată intenția, la fel Ministerul Transporturilor și DRDP Iași, ca aceste lucrări să fie finalizate corect, să se plătească toți banii în mod corect și justificat, dar sunt aspecte comerciale, contractuale între beneficiar și această asociere de firme care trebuie să respectate. Ori nu poți să te duci să invoci că nu ți se plătesc banii și sumele de bani pe lucrările executate, dar în același timp din cauza ta, pentru că nu ți-ai făcut treaba, nu te-ai dus să-ți depui proiectul tehnic la timp, așa cum prevedea contractul. Este inadmisibil. 2. S-au găsit în situațiile de lucrări de la numărul 6 și numărul 7, până la acest moment, diferențe de aproximativ 8 milioane de lei la situația de lucrări numărul 6 și 4 milioane de lei la situația de lucrări numărul 7. În total, aproximativ 12 milioane de lei, sume de bani care nu sunt la decontat, pentru că pe aceste sume de bani globalizat 12 milioane de lei sunt nereguli.
Și sunt lucrări care nu sunt demonstrate a fi executate, sunt materiale care nu sunt demonstrate a exista în stocuri și sunt analizate în continuare de cei de la DRDP Iași. Mai departe au fost găsite de corpul de control a ministrului grave disfuncționalități privind acordarea acestor lucrări în regim de urgență. Pentru că se cunoștea că acest drum de N15 Bicasp până la largul lui e un drum cu probleme, se știau aceste aspecte cu ani buni înainte și nu s-a luat o astfel de decizie să se facă pe situații de urgență. Pentru a înțelege toată lumea, situația de urgență înseamnă că această lucrare în sumă totală de aproximativ 80 de milioane de euro a fost dată fără licitație, cu încredințare directă. Adică s-a dat cui primul venit, primul servit. Că e o coincidență că firma Aqua Park e controlată de cumătru domnului Arsene, asta e doar o simplă coincidență din punctul meu de vedere, nu cred să fie altceva. Dar dacă o fie altceva, nu sunt eu abilitat să fac verificări, sunt abilitate alte instituții ale statului. Dar ca și coincidență, lucrare de 80 de milioane de euro din județul Neamț a fost dată ca situație de urgență, aspect care se pare contravine bunelor și corectelor practici ale Comitetului Județean de Situații de Urgență. Mai mult de atât, a fost dată, ca prin minune, exact cumătrului domnului președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, care acum vine și spune că noi, cei care reprezentăm guvernul Ludovic Orban, îi blocăm lucrările. Aspect total nesusținut și susținut de mine astăzi în briefing de presă cu documente și vi le pun la dispoziție, că aceste aspecte spuse în spațiu public de domnul Ionel Arsene sunt total neadevărate și sunt în categoria fake news. Ca să primești bani pe lucrare executată, trebuie să fii corect, să execuți lucrarea și să duci dovezi în acest sens beneficiarului, în cazul de față, DRDP Iași, că situația de lucrări este corectă, este executată și îți primești banii. Dar trebuie să-ți faci treaba ca să-ți primești banii, nu doar pe vorbe, așa cum probabil se obișnuia la un moment dat. Iar mai mult de atât, situația de lucrări dată de 80, contractul dat de aproximativ 80 de milioane de euro pe situații de urgență nu înseamnă că acest contract trebuie să fie musai de 80 de milioane de euro. Acest contract poate să fie de 70 sau de 60 de milioane de euro conform realităților din teren și a proiectului tehnic. Și aici sunt controverse pe proiectul tehnic pentru că asocierea de firme nu a depus în termen de 3 luni proiectul tehnic, ci l-a depus după aproximativ un an. Dar se plâng că vor să încaseze banii, dar ei nu și-au depus proiectul tehnic. Și cum s-a estimat suma de 80 milioane de euro fără proiectul tehnic? Asta să întrebați pe cei, pe beneficiar care a dat contractul în 2019. Asta este și pentru mine un semn de întrebare. Astfel de situații s-au făcut în comitetele județene de situații de urgență din știința mea în Neamț în 2018-2019 și pe alte categorii de lucrări date pe situații de urgență, stabilite sume de bani pentru lucrările respective, fie că vorbim de îndiguiri, fie că vorbim de albii ale râurilor, fie că vorbim de alte categorii de drumuri, tot pe situații de urgență și au fost date fără o proiectare tehnică serioasă în spate. Aceste întrebări de bun simț care vi le puneți dumneavoastră jurnaliștii, mi le-am pus și eu și le pun și alții. Pentru că nu știu de unde au izvorât aceste sume de bani în mod exact. Pentru că a spus că... Dar această sumă de bani de 80 de milioane de euro este o sumă estimativă. Asta nu înseamnă că proiectul trebuie să încheie în suma de 80 de milioane de euro. În conformitate cu proiectul tehnic și cu lucrările efectuate și care vor fi într-un grafic de observație de la fața locului, contractul poate să fie mai mic de 80 de milioane de euro. Nu trebuie să fie neapărat de 80 de milioane. Vă rog. A spus că își pun întrebări și alții. Și a apărut deja în spațiu public în Iași, într-un site online, că IPJ Iași, de exemplu, Serviciul de Investigare a Criminalității, a solicitat primăriei Poiana Teiului documente cu privire la stadiul drumului, dacă era calamitate. Dumneavoastră aveți informații că există și o anchetă penală, DNA sau IPJ, Iași, Neamț, nu știu, pe acest... Doar ce am văzut în spațiul public.
Ce ați citit dumneavoastră în spațiul public, aceleași informații le-am și eu, care le-am citit în spațiul public. Vorbeați de cele două puncte cu o sumă de 12 milioane de lei care nu poate fi justificată. În ce sens nu poate fi justificată? Constructorul a spus că a folosit materiale și ele sunt îngropate, adică nu pot fi verificate, dar nu apar pe stocurile firmei ca fi fost achiziționate, sau care e ideea? Deci la... Adică sunt lucrări fictive, ca să continui eu. Nu neapărat. La situația de lucrări numărul 7, înțeleg că sunt lucrări care sunt băgate la decont de către asocierea de firme, dar sunt lucrări care nu au fost prevăzute nici în proiectul tehnic de aproximativ 4 milioane de lei și urmează să facă o inspecție în teren, iar la situația de lucrări numărul 6 înțeleg că nu se regăsesc în totalitate materialele care au fost folosite. Și aici vorbim de o diferență de 8 milioane de lei. Nu se regăsesc fizic în lucrare? Sunt aspecte tehnice care probabil cei de la DRDP Iași ne le vor pune la dispoziție în urma efectuării analizelor în teren. Se analizează acum în teren situația. Dar aceste materiale sunt la vedere, pentru că știu că au fost și lucrări săpături și s-au pus, nu știu, tubulaturi sau nu știu, trebuie săpat și... Nu. De câte am înțeles, este vorba de material frezat și de balast pentru amenajarea platformelor, care se vede. Da, și nu se regăsesc. Se regăsește fizic în teren. Da. În lucrare. Da, asta e punctul de vedere a DRDP Iași. Deci lucrări fictive. Nu. Eu n-am spus că sunt fictive. Eu nu spun treaba asta. Dom'le, realul văd, fictivul nu-i. Haideți să mergem la text. Vă explică domnul Remus Luca. Nu. Dacă insistați pe parte tehnică. E vorba... În limba română să clarificăm. Nu. E vorba de... Din câte am înțeles, este vorba despre materialul s-a frezat și trebuie dus în depozit. Nu este în lucrare, exact. Și balastul din amenajarea platformei, care tot așa se ridică de acolo și se duce în depozit. S-a dus? De câte am, nu știu când DRDP-ul se ocupă de... Păi dacă nu s-a dus, înseamnă că nu s-a făcut. Dacă nu s-a făcut, nu e real. Dacă nu e real, este fictiv. Deci, pe românește, ei spun că s-a excavat ceva și nu găsiți pământul, balastul excavat... Și cărat, și cărat. Da, este vorba de ce au ei în depozit. Vorbează DRDP-ul ia să constate chestia asta. Spuneți-mi un pic, vorbeați, domnule prefect, de Comitetul Județean de Urgență, care e un moment, e un pion, e un hashtag, dacă vreți, foarte important în economia unei încredințări la urgență, a unei lucrări, fără licitații. Da. La momentul respectiv, ca și astăzi, șeful de drept al Comitetului Județean de Urgență este prefectul, numai că atunci corect. E altul. De acord. Și vicepreședinte cine este? Președintele Consiliului Județean Neamț. Întrebarea mea ar fi următoarea. Există soluții din punctul dumneavoastră de vedere cu privire la decizia acelor ședințe de Comitet Județean de Urgență de la momentul respectiv, care au stat la baza atribuirii în mod direct a acestei lucrări? Că la un moment dat, dumneavoastră a spus așa, aici, căutăm pe filmări, s-au săturat să dea cu subsemnatul unei șefi de deconcentrate din Neamț. Când a fost cazul acelei alocări. Exact, pentru spital. Da. Și eu din câte știu... Care nici reprezentantul CJ n-a dat. Și eu din câte știu, oameni care conduc de concentrate în Neamț și care sunt și în Comitetul Județean de Urgență, unii dintre ei, n-au avut motive în ultimul an de la Neamț să dea cu subsemnatul. Nu au avut motive sau au avut? Alt teren afară de ăsta. Asta vă rog să spun, la lucrarea asta vă referiați? Eu nu m-am referit în general atunci, pentru că la momentul în care faceți dumneavoastră referire pe solicitarea CJ Neamț de alocare în regim de urgență a unei sume din bugetul Consiliului Județean Neamț de aproximativ 500.000 de euro pentru achiziționarea unor echipamente la Spitalul Județean de Urgență Neamț, am avut două pagini, două foi, scris cu pixul, pe ele, în ce constau acei bani, deci nici măcar făcută la calculator, scris cu pixul, și ni se solicita ca în regim de urgență să aprobăm pe două foi, scris cu pixul, în CJSU, suma de 500.000 de euro. Aspect care contravine, din punctul meu de vedere, atât părții obiective, cât și de legalitate. Aspecte susținute la acel moment și de reprezentanți în CJSU ai diferitor instituții de concentrate. În particular, unii sau alții din
Serviciile publice deconcentrate au susținut faptul că nu doresc să voteze un astfel de proiect de hotărâre de CJSU, pentru că și percepția lor este că nu sunt îndeplinite toate formalitățile de legalitate și unii sau alții mi-au mai spus în trecut că au fost în situații stânjenitoare sau în situații mai deosebite, dând explicații sau ajungând să dea explicații pentru alte acțiuni din trecut sau alte hotărâri de CJSU. În CJSU, să știți că, sigur, cum ați, întrebarea noastră a fost și corectă și a domnului Petrei, da, președintele Comitetului Județean de Situații de Urgență este prefectul, vicepreședinte de drept este președintele Consiliului Județean Neamț. Asta nu înseamnă că președintele poate influența votul colegilor din CJSU sau vicepreședintele la fel. Asta nu înseamnă că poate influența votul. Fiecare persoană din CJSU este liberă să voteze exact cum dorește, așa cum crede de cuvință și cum este corect și legal. Și răspunde pentru votul. În mod normal, da. Ca să vă dau prima parte a întrebării. CJSU care a votat atunci situația de urgență ar trebui să aibă emoții? CJSU de atunci care a votat situația de urgență a votat o situație de urgență la momentul respectiv, din datele care le cunosc eu, la propunerea și pe un referat de așa făcut de către Isu Petrodava Neamț. Respectiv de domnul general Nițică. E legitimă întrebarea lui Daniel, pentru că în CJSU votează și medici inșineri, da, care nu au nicio legătură practică. În acel referat de la Isu Neamț se vorbea despre faptul că acele probleme de pe drum sunt instant de azi sau se făcea referire și la istoricul real de 30 de ani de când tot fugimuntele astea? Se făcea o referire că acel proiect este de mare necesitate și de maximă urgență, argumentând că circulația acolo în zonă este îngreunată, oricând se poate... Dar istoric vorbind se spuneau că acele cauze sunt doar de azi sau de 30 de ani? O să-l scot și o să vi-l trimit. Dar referatul sau propunerea de situație de urgență este dată în comitetul respectiv de județean de situații de urgență de către Isu Petrodava Neamț prin conducătorul, prin șeful ISU, domnul general Ioan Nițică, la acel moment. Dacă ar exista o anchetă... Interesant dacă era general atunci sau nu. Asta e așa ca o paranteză. Sau dacă a devenit după. Dacă ar exista o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție, structura centrală sau Bacău sau Iași, și în cadrul anchetei vi s-ar fi solicitat documente date dumneavoastră la prefectură, da, ați putea să ne spuneți sau ancheta v-ar interzice să furnizați lucruri din interiorul ei? Nu pot da relații la întrebarea dumneavoastră. Dacă în general există solicitări venite din partea unităților abilitate ale statului român, parchet, poliție, alte structuri, nu știu, DICOT, DNA, parchet general sau alte parchete diferite în grad, sunt relații pe care noi nu le putem da către presă. Sunt relații care au incidență doar în cadrul instituției prefectului. Adică, și de, sunt... Colegul meu nu v-a cerut să spuneți răspunsul, doar să spuneți dacă ați fost întrebați ceva, e ceva normal. Sunt relații pe care nu le putem comunica oficial către presă, în general. Indiferent de ce... Solicitat documente, putea să spuneți nu. Indiferent de ce caz vorbim, acum vorbeam împreună cu dumneavoastră despre DN15, indiferent de situație, de cazuistică, sunt aspecte care țin de buna colaborare interinstituțională între instituția prefectului și alte organe abilitate și nu dăm relații în acest sens nici într-un fel de... Și doar în principiu, și o să vă rog să aveți un pic de răbdare, deci să puneți să-ți fac întrebarea. Deci doar în principiu și aici fac recurs la experiența dumneavoastră de avocat. Deci ne debarasăm de cazul concret, X, Y, Z, general, civil. Faptul că DNA face o anchetă pe o lucrare din Neamț, cu autorități din Neamț, cu firme conduse în general de oameni din Neamț, dar folosește, deci vă rog eu în principiu să privim chestia asta tehnic și juridic să ne ajutați, folosește în ancheta preliminară pentru anumite verificări o structură de poliție din cu totul alt județ. Da. Poate însemna diverse, să aibă diverse motive la bază. Care sigur sunt motivele pe care un parchet le are ca să nu folosească poliția acelui județ, ci poliția din alt județ? Dar nu e vorba neapărat de treaba asta. În cazul de față, vis-a-vis de
ceea ce a apărut în mass media, și am și eu documentul, a apărut pe un site, cel puțin din județul Iași. Am văzut că ar fi lucrări sau investigații făcute de către cei de la structurile de Serviciu Investigații Criminalitatea Economică a IPJ Iași. Există posibilitatea ca acolo să se fi sesizat prima dată. Sau că s-a semnat contractul la RDP Iași. Sau faptul că beneficiar este de RDP Iași. Asta poate să fie o circumstanță 100% reală. Dar, pentru că beneficiarul este de RDP Iași. Dar tot în principiu, ca avocat din experiența noastră, e posibil ca uneori o astfel de anchetă să fie un pic mutată, teritorial vorbind, și pentru faptul că unii din dosarul respectiv apar în niște fotografii foarte amiabile, amicabile, amicale, de petrecere cu persoane care ar putea face parte din cercul celor cercetați? Asta răspuns nu pot să fi-l dau eu, sincer. Pe la cumetrii, pe la... N-am văzut, nu știu, nu. Consider în mod normal, poate să fie, eu vă dau un exemplu strict juridic, dacă cineva, de exemplu, cunoaște despre o presupusă faptă din județul Neam, să spunem, și se adresează cu o plângere în acest sens la parchetul general la București sau la DNA, structură centrală București, sau face o informare pe această zonă la o structură din Suceava, dacă vreți, sau din Galați, unde se sesizează prima dată, acel organ devine competent să facă sau să soluționeze ancheta. Deci nu-i neapărat... Dovadă cu un pachet se derobă pentru altul. Domnule, e pe teritoriul tău și poliția la fel. Sunt aspecte de ordin judiciar care nu le comentez eu. Mai am o întrebare pentru vă rog. Asta. Reprezentanții firmei s-au plâns prefecturii DRDP-ului, pentru că văd că altcineva plânge numele lor și spuneți-vă dacă și firma... Deci la noi, la instituția prefectului județului Neamț, reprezentanții firmelor Aqua Park, Mavgo Holding sau Secedalin XXL nu au înregistrat nici o petiție în acest sens. Probabil la DRDP Iași există notificări. Eu am discutat și de dimineață cu directorul, cu domnul Pilă de la DRDP Iași. Înțeleg că există tot felul de verificări a proiectului tehnic, există discuții între cele două părți, beneficiar și parte contractantă, pentru soluționarea acestei situații. Dar de soluționarea acestei situații trebuie să înțeleagă și partea contractantă că lucrurile trebuie să fie făcute în cheltuirea banului public, transparent, corect și legal. Dacă aici ar fi fost o licitație, lucrurile probabil la ora asta ar fi fost închise, pentru că ar fi fost toate corect. Aveai proiect tehnic de la început, aveai studiu de fezabilitate, erau toate lucrurile în regulă și nu mai existau controverse. La acest moment există o serie de inadvertențe între ceea ce se prezintă de către asocierea celor trei firme către DRDP Iași la plată, situația din teren a lucrărilor efectuate, între depunerea proiectului tehnic și data în care ar fi trebuit depus în 3 luni și data de aproximativ un an de zile în care a fost depus cu mare întârziere. Deci nu e nimeni, eu nu vreau să mă gândesc mai departe că poate cineva din partea executantului lucrării poate într-o zonă gândește să se, neapărat să se blocheze, dar să se întârzie aceste lucrări doar dintr-un anumit scop de capitalizare politică. Sper să nu existe o astfel de gândire, că ar fi profund greșită și total nelegală. Domnule, 12 milioane de lei ar putea fi reținute din fondul acela de garanție plătit după 6 luni. Păi, trebuia să depună la momentul semnării contractului, nu era depus acea garanție. Și nu s-a reținut în rețineri la plata facturilor? Până de acum. Măcar așa. Asta da. Parțial dar... pe... Nu parțial, integral la prima factură. Bun, în acest moment există acest control. Când s-a făcut prima factură și s-a plătit prima parte din bani, scuzați, domnul Laurențiu, nu exista proiect tehnic la momentul ăla. Deci proiectul tehnic la prima plată de... făcută de valoare de contată 2019 170 de milioane 995 de mii de lei 836 lei cu tot cu TVA, la acea plată nu exista proiectul tehnic depus. Ne vorbim de un proiect tehnic depus în luna a patra, în aprilie 2020. La singură factură? Da. Da, care a fost decontată. A doua este în valoare de 73 de milioane, unde sunt acum discuții.
tot trage la femei prin anii 97, 40 de ani de euro la pionță. În cât timp află DRDP-ul dacă acele lucrări au fost efectuate? Cât durează ca să verificați depozitele, dacă există cea... Probabil că se face o comisie de la DRDP și în scurt timp vine în teren și verifică. Am înțeles că s-au cerut și de la CESTRIN să vină o comisie de la București pentru verificarea, nu știu, a betoanelor, a... Avem vreo șansă să circulăm anul ăsta? În mod normal, da. Domnule prefect, deși ați spus, eu insist cu o întrebare ca să fie motivat. Vă rog. Doamne, dar mai devreme că s-au făcut plăți la facturi, emisii, și plățile tot înainte de depunerea proiectului tehnic. Proiectului tehnic? Da. Și este legal așa ceva? Asta nu știu eu să vă răspund, asta e treaba altor instituții, dacă este legal sau nelegal. Am spus o chestie mai devreme, răspunsând la întrebarea colegului Gabriel Amatepe, dar vreau să fixez eu bine în cap așa. Spuneați apropo de firmele astea, dacă au apelat sau nu la prefectură, că nu. Și eu vreau să întreb ceva ca să rămână mie foarte clar. Din partea celor care fac lucrarea, a prestatorilor, a constructorilor, nu va deranja nici măcar, de exemplu, un domn Veaceaslav Burlac? Pe mine? De la una din firme, da. Pe dumneavoastră ca prefectură, nu ca persoană. Păi singura întâlnire care am avut-o la un moment dat cu instituțiile, cu reprezentanții celor trei firme, Aquapar, Mavco și Danlin, a fost în momentul în care domnul Lucian Bode, ministru al transporturilor, împreună cu șeful ACNAIR și cu șeful DRDP Iași, au venit aici la această masă, a fost și noastră presa invitat și în partea dreaptă au stat reprezentanții societăților comerciale care execută lucrările pe acest tronson de drum. De la acel moment și până în prezent, eu nu am mai avut nicio întâlnire, nicio discuție cu reprezentanții acestor firme, nici înainte de vizita domnului ministru Lucian Bode, eu nu am avut personal sau ca instituție dialog cu reprezentanții acestor societăți. Pe data de 7.04 s-a depus proiectul tehnic de execuție care a fost vizat de CTE DRDP Iași cu avizul 16.229 din 07.04.2020, deci în aprilie 2020. Pentru nerespectarea duratei de proiectare, sunt aplicate clauzele contractuale cu privire la penalități și întârzieri. Pe timpul execuției lucrărilor datorită nerespectării clauzelor contractuale, DRDP Iași a formulat mai multe notificări de revendicări, la care până în prezent supervizorul nu a emis nici o decizie de soluționare. Supervizor în cazul de față, fiind asigurate serviciile de supervizare, în baza contractului 196/11/7/2019, încheiat cu asocierea de firme SC Ștefman Impex SRL și SC Tamis Design SRL. Este vorba în cele două societăți de trei persoane care au rolul de supervizori, de diriginți de șantier, de lucrări și vă informați dumneavoastră cine sunt cele trei persoane, pentru că este interesant. Una din persoane este sigur din Târgu Neamț, mai exact. Toate trei din Neamț. Da, și principalul din Târgu Neamț. Asta e ca informare. Dar supervizorul la acest moment nu a semnat. Dacă supervizorul care nu a semnat, adică cele două societăți și cei trei diriginți de șantier, înseamnă că ei care au fost, supervisorul a fost ales, a fost ales de SC Aquapark, Mavco Holding și Danlin, adică asocierea de firme și a ales și supervisorul. Iar supervisorul ales de asocierea de firme nu semnează. De aici putem deduce mai multe lucruri. Sau poate că încă nu sunt actele gata, pregătite. În concluzie, dacă nu mai sunt alte întrebări, dacă mai aveți alt subiect, da, dar în concluzie pe acest subiect DN15 de pe de o parte Girov Piatra Neamț, vreau să înțeleagă foarte bine în opinia publică că acest contract pentru care în spațiu public au apărut informații de tipul fake news promovate de domnul președinte Ionel Arsene este un contract multianual semnat de prietenul său Răzvan Cuc, ministrul acel timp în guvernul
României și este un contract semnat în 2018 cu perioadă de valabilitate 4 ani. Deci aceste lucrări se fac în baza contractului semnat de către guvernul Viorica Dăncilă cu ministrul la transporturi Răzvan Cuc. Pe partea a doua, nu există nici un interes din partea guvernului României de a bloca lucrările pe DN15 Poiana Largului Bicaz. Avem tot interesul din lume și toată susținerea corectă, transparentă și legală din partea DRDP-a și a Ministerului Transportului și a domnului ministru ca aceste lucrări să se finalizeze într-un termen cât mai scurt. S-au găsit sumele de bani necesare pentru a se face plățile și deconturile pe situația de lucrări executată. Există tot sprijinul ca aceste lucrări să fie terminate într-un ritm cât mai alert, dacă vreți. Depinde doar de cei care sunt în asocierea de firme și care sunt executanții acestei lucrări să își îndeplinească îndatoririle legale, să prezinte proiectul tehnic așa cum trebuie, să aibă toate semnăturile, dacă vreți, să depună toate actele conforme la DRDP Iași și le se vor deconta sumele de bani, iar imediat ar trebui să se apuce de restul de lucrare, aproximativ 20%, care în termen contractual ar trebui să dureze aproximativ 14 zile până la finalizare, se poate și mai mult, dar cu cât constructorul își face treaba mai repede, mai legal și mai corect, cu atât vom avea DN15 Poiana Largului Bicaz redat circulației. Din partea guvernului există toată deschiderea pentru alocarea fondurilor care sunt financiare și pentru plata lucrărilor executate și pentru terminarea lucrărilor. La Păstrăveni situația gravă care s-a întâmplat, se întâmplă acolo. Da. Credeți că se impune, pentru că au început să apară și voci în spațiu public, credeți că se impune o carantinare a comunei, având în vedere numărul mare de cazuri, dar din interiorul... Am avut aceste discuții în cursul zilelor de 9 și de 10, respectiv ieri și alaltă ieri, atât cu DSP Neamț, în parteneriat cu colegii care sunt membri în CJSU, cât și la nivelul Bucureștiului cu domnul Arafat. Concluzia la acest moment, așa cum a fost formulat referatul de cât și înaintat Comitetul Județean de Situații de Urgență de DSP Neamț, nu ne indică o eventuală carantinare a comunei Păstrăveni, pentru că în afara focarului care este închis în centrul de la Păstrăveni, unde avem un număr de aproximativ 67 de persoane care lucrează în cadrul centrului infectate pozitiv COVID-19 și aproximativ 100 de beneficiari care sunt instituționalizați în centru. În afara centrului avem din Păstrăveni aproximativ 27 de persoane care sunt în momentul de față la internate la Bisericani. Iar familiile acestora, care sunt dispuse pe cele trei localități din Păstrăveni, în total în comuna Păstrăveni, nu avem indicii că sunt simptomatice sau pozitive COVID. La acest moment nu există riscul infectării comunitare în Păstrăveni. Dacă situația va evolua negativ, se poate lua în calcul și o zonă de carantinare a comunei Păstrăveni. Eu sper ca în zilele următoare să avem o oglindă foarte clară cu privire la focalizarea Păstrăvenului și cu privire la modalitatea în care cei aproximativ 57 de membri ai familiilor care sunt internate din Păstrăveni să vedem că își respectă zona de autoizolare, că sunt în fiecare zi sunați de către cei de la DSP și să nu avem vreun caz pozitiv în comunitate. Dacă situația va evolua într-o zonă pozitivă, nu avem de ce să carantinăm localitatea și vom rămâne pe acel focar închis care înseamnă centru Păstrăveni. Aproape jumătate dintre cazurile de la Neamț sunt din focare interne, Păstrăveniu, la spital, la Santa Maria, deci cam de aici ne-am dus noi pe locul 3 la nivel național. Cu toate astea, la sfârșitul săptămânii urmează să fie ridicate o serie de restricții la nivel național. Credeți că județul, din cauza acestui fapt, aspect neplăcut, ar putea intra într-o anumită zonă? Înțeleg totuși că Suceava rămâne carantinată. Credeți că ar trebui măsuri speciale la Neamț, nu de carantină, dar speciale, în afara celor pe care le va impune guvernul? În funcție de evoluția cazuisticii la Neamț, vom lua în considerare aspecte care pot duce la menținerea unor
restricții. La acest moment la care discutăm, dacă lucrurile nu evoluează într-o pantă negativă sau într-o pantă în care să ne crească foarte mult numărul de cazuri infectate pozitiv COVID-19 la neamț, n-ar trebui să fim într-o altă măsură decât în măsurile generale pe care le va stabili guvernul pentru întreg teritoriul României. La Suceava avem aproximativ 3.000 de cazuri infectate pozitiv, avem aproximativ 7-8 localități aflate în carantină, vorbim de o altă situație. Deocamdată la neamț nu avem o situație asemănătoare cu cea de la Suceava și nici nu există premisele că tindem spre a ajunge în situația Sucevei.